anemie, a spus Petre Grigoraș după oțelul Pandurii 0-0, un meci în care fotbaliștii au stat mai mult pe jos decât au jucat fotbal. Pandurul Orac a ajuns la spital însă cu o dublă fractură după un contact cu gălățeanul Cojoc. Dacă sunt așa disperați să confrunte cu antrenorul lor, după puncte să fie sănătoși, dar asta nu e fotbal ce joacă ei. E și greu de jucat împotriva unui adversar care e numai pe jos. Ziceai că erau toți, aveau comoții. Victima celui mai dur fault al meciului a fost un pandur. Daniel Orac a ajuns la spital după ce Cojoc i-a fracturat două degete de la mână. Arbitrul a scăpat jocul din mână, au fost multe întreruperi, iar oțelul a jucat foarte dur. Orac are dublă fractură la mână, a spus supărat Marin Condescu. Cu Sorin Cârțu în tribună, suspendat pentru a treia oară de când a venit la Pandurii, gorjenii au fost la un pas de gol, dar în proprie poartă. Vilianti și Bourceanu l-au testat și pe Stanca, dar fără noroc. O echipă extrem de arțegoasă, dar în unele momente au avut, nu știu, stări de anemie.